Meteorologii anunță că până sâmbătă, cel puțin, sucevenii vor tremura destul de serios, deoarece vremea se va răci considerabil, temperaturile fiind mai scăzute decât normalul perioadei. De asemenea, se vor înregistra ploi însemnate cantitativ, iar la munte sunt așteptate ninsorile, iar vântul va sufla cu putere. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până sâmbătă, la ora 10. Temporar va ploua, îndeoseb în jumătatea de sud a țării, unde local se vor acumula cantități de apă care vor depăși 20 25 de litri pe metru pătrat, iar în îndeosebi în zona de munte a Olteniei, izolat 40-60 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci treptat, astfel încât vineri și sâmbătă, în jumătatea estică a teritoriului, se vor înregistra temperaturi sub cele specifice perioadei, a transmis ANM. În zona montană, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, iar trecători, precipitații mixte, ce pot determina depuneri de polei, se vor semnala și în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și în dealurile Munteniei. În Carpații Oriental și Meridional vor fi perioade în care vântul va avea intensificări cu viteze de peste 70-80 de km pe oră, pulberând trecător zăpada, dar intensificări temporare ale vântului cu viteze în general de 45 până la 55 de km pe oră vor fi și în zonele mai joase de relief.